Da, spuneai că cineva care privește din afară e un fel de coaching spiritual sau nu știu cum să-l așez generic, poate să te ajute să depistezi mai ușor care sunt punctele vulnerabile. De fapt, cum se întâmplă acest lucru? Cum putem să facem și noi acest lucru, să ne depistăm aceste puncte vulnerabile ca să știm unde să veghem mai mult asupra lor? Draga mea, sunt cursuri pentru asta. Unul din cursuri sunt cursurile mele. Sunt mai multe feluri de cursuri. Eu lucrez astfel de lucruri în cursurile mele. Chiar apropo, să știi că a fost cineva care ne ascultă la Radio Londra și care, datorită emisiunilor pe care îți mulțumesc că tu le ții în direct cu mine, trebuie să știi că a venit la curs. Mi-a și spus, eu am venit după emisiunile la Radio Londra și am ascultat și vă așteptăm în Londra. Era din Londra, da? Ideea este că, vezi tu, în cursurile, de exemplu, pe care le țin eu, dar cred că sunt și altele pe piață, se vorbește tocmai despre punctele vulnerabile. Eu, de exemplu, fiind perfecționist, la mine punctul vulnerabil este ficatul, dar și felul ăsta de a fi, în sensul că eu trebuie să mă păzesc, draga mea, să fiu fericită. Deci eu trebuie să am grijă de mine foarte mult. De ce? Pentru că în momentul în care devin nemulțumită de diverse situații, de din diverse conjuncturi, la mine nemulțumirea, știi, pică prost așa, de, nu e decât o mică nemulțumire, e puternică, se lasă greu. Dar trebuie să știi că în sine nemulțumirea este e un pui mic de viperă în nitură. Adică noi nu ne dăm seama, dar starea de nemulțumire, de iritabilitate, de resentimente, de frustrare, trebuie să știi că sunt mici pui de ură. Pentru că nu vorbim de iubire. Deci sunt două emoții de bază, da? Iubirea și ura. Și noi când suntem nemulțumiți, nu mai e iubire. Ai trecut deja dincolo de echilibru în zona urii, știi? Că ești la început, da, dar tot nu răiești. Și nu ne dăm seama că în momentul în care suntem nemulțumiți de noi, ne aducem un prejudiciu, deci ne urăm. Vezi tu, perfecționistele lucrează foarte mult cu sentimentul de iritabilitate și de nemulțumire și vorbeam înainte de emisiune despre asta. Trebuie neapărat să lucrăm să îndepărtăm acest lucru. Eu, de exemplu, cum reușesc este că îmi aduc lucruri plăcute în jur, care îmi plac mie un parfum sau ceva, sau schimb atmosfera, sau fac ceva plăcut mie, ca să-mi schimb imediat starea. Eu mă păzesc ca list tot timpul să fiu bine. Și maestrul meu spiritual îmi spune permanent că să fiu prezentă la calitățile deosebite pe care le am, la abilitățile pe care le-am dezvoltat, pentru că dacă aș putea să mă văd cum eram eu înainte și cum sunt acum, n-aș avea motiv, draga mea, să fiu niciodată tristă, niciodată nefericită, niciodată neîmplinită sau niciodată nemulțumită, pentru că am niște rezultate spectaculoase și sunt foarte împlinită. Și atunci, aceste chestii ocazionale, noi nu le vedem. Vezi, maeștrii noștri spirituale sesizează și ne spun. Nu ești în prezent, că așa arată la nivel energetic. Nu ești în prezent. Adică ce înseamnă să fii în prezent? Să fii foarte clară cu cine ești tu. Că în momentul în care te duci în trecut, în filmele din trecut, în care era nemulțumită, că nemulțumirea asta nu vine de acum, ea vine tipar din spate. Și atunci, în aceste cursuri, cum fac eu, noi ne depistăm tiparele. Tiparele vechi, care ale părinților, ale bunicilor, ale societății în care am crescut, niște tipare disfuncționale. Observăm, începem să nu fim de acord cu ele, că nu ne plac, că ne dau stările astea, și apoi lucrăm la ele. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă să te dezveți de un obicei. Deci noi când am fost mici, am învățat asta pe repede înainte, am devenit așa și acum trebuie să ne dezvățăm de el. Orice învăț, are și dezvăț. Și dezvoltarea spirituală condusă, ghidată de un maestru spiritual, înseamnă acest dezvăț. Adică e cineva care te dezvață de obiceiurile greșite, le identifică, te ajută să le identifici. Poți și prin cursul să faci acest lucru, dar dacă nu cu maestri spirituali sau cu amândoi și reușești să înveți să te dezveți. Eu am învățat să nu mai fiu supărată.